Strada Preveghetori. Se bucură oamenii de asfalt. Pot veni cu mașina, dar n-au trotuare pentru pietoni. În locul trotuarelor, zicem că sunt niște grădinițe neîngrijite. Cel puțin în zona asta, pline de ambrozie. Unele plante încă sunt cu polen, încă sunt în floare. Și planta asta e interzisă prin lege. Și privații și mai ales autoritățile au obligația să o stârpească. Nu pentru că ar fi un drog, camacul și cânepa, ci pentru că polenul ăsta foarte dăunător, creează disconfort, alergie, suferință pentru prea multă lume și tot mai multă lume. De asta s-a adoptat lege și s-a obligat toată lumea să o distrugă. Vedem că aici nu prea se știe cine răspunde și dacă se știe cine răspunde, nu cunoaște legea sau dacă cunoaște legea, o ignoră cu bună știință. Suferă nu doar oamenii din localitatea și de pe strada asta, ci cam toată lumea, inclusiv din București, pentru că vântul ia polenul ăsta și îl duce unde vrea el. Deci, ca și poluarea, polenul de ambrozie nu știe granițe, nu știe garduri, chinuie pe toată lumea. Ia uitați, dacă era acolo pe dreapta, aici e pe stânga. Semințele astea la anul o să dea plan întreg de ambrozie. Trebuia stârpit în primăvară, în vară, până dea în floare, în august. Dar măcar acum de s-ar interveni. Fere fiecare gospodar sau cineva din apropiația lui și primarul și polițistul de sector, nu o să le pese. Thank you.
dispensarului. În narciselor am văzut doar câteva plante, cred că pot să le smulg și eu, dar e cam târziu. Pentru că asta o să dea semințe. Semințele astea la anul se umple tot lotul. Să mai trebuiască prășit și atunci, în primăvară. Aici chiar că e responsabilitatea omului, proprietarului sau proprietarii de lot. Dar trebuie să-i spună despre asta polițistul, primarul. Ultima plantă aici, ambrozia, pericol public, să luptăm cu ea împreună. Ea n-are nicio vină că noi suntem sensibili, dar ea-i băgăreață. Calea întoarsă.